Spitalul Parhon din Iași este un centru de referință pentru pacienții cu afecțiuni renale din întreaga Moldovă. În contextul epidemiei cu coronavirus, Spitalul Parhon a fost reorganizat pentru a oferi tratament pacienților cu COVID-19, care urmează și tratament pentru rinichi. Am fost nevoit să regândim complet structura spitalului. Este un etaj din cadrul spitalului complet, etajul 2 al spitalului, care a fost izolat și făcute circuite doar pentru pacienții cu coronavirus sau suspecți de coronavirus, incluzând stația de dializă a spitalului. Există gândită o zonă de terapie intensivă pentru pacienții care au nevoie de suport avansat și o zonă de pacient cu afectare medie, iar în același timp stația de dializă are o capacitate de 7 aparate de dializă, dacă considerăm asta pentru o săptămână, sunt câțiva zeci de pacienți care ar putea face dializă la Spitalul Parhon. Există și un plan 2 care presupune extinderea acestei unități în funcție de numărul de cazuri care vor fi adresate către etajele celelalte ale spitalului. Deocamdată capacitatea maximă pentru acest sector este undeva la 35 de pacienți.